În telefonul fiecare dintre noi sunt instalate diferite aplicații și, cel mai interesant, eu sunt sigur că tu pe jumătate din ele nici nu le folosești. Pentru a-ți ușura alegerea și a-ți elibera memoria telefonului, am creat o rubrică special pentru tine, unde îți voi povesti despre aplicații care îți vor fi interesante și utile. Îți propun 4 aplicații, link-ul desigur îl vei găsi în comentarii. Deci, prima, Google Docs, a doua, Cam Scanner, a treia, VSCO.com și a patra, Sticky Notes. Știu că mulți deja le cunoașteți, mulți deja le folosesc, iar pentru unii aceste aplicații nu trezesc niciun interes. Am să-ți explic cum funcționează fiecare aplicație, cum o poți folosi și la sfârșit vei decide cât de utilă este pentru tine. Folosind Google Docs, poți scrie și edita oriunde te afli. Puteți permite oricui să-l acceseze sau să-l redacteze doar adăugând e-mail-ul persoanei. Documentele create se păstrează în Google Drive. Sincronizarea se petrece automat. Fiecare caracter adăugat se salvează automat. Poți accesa aceste documente oricând și de pe orice device dorești. Trebuie doar să ai conexiune la internet. La fel, poți folosi aplicația și în regim offline. În acest caz, documentele create de tine vor fi accesibile doar pe telefonul tău, atât timp cât nu vei conecta telefonul la internet. Aplicația este comodă pentru studenți, pentru cei care scriu rapoarte, deoarece poți da oricui acces pentru a redacta. Platforma de utilizare este iOS și Android. Cam Scanner îți permite să scaniezi diferite documente, precum facturi, chitanțe, carduri de vizită, direct de pe telefon, prin intermediul camerei foto. Cam Scanner decupează poza astfel încât să fie încadrat corect documentul scanat, asigurând de asemenea vizibilitatea textului și a graficelor. Utilizatorii pot de asemenea să scaneze notițe scrise de mână pentru a le completa și a le transforma în documente de tip PDF. Aplicația dispune și de funcția de căutare după anumite cuvinte, precum și de opțiunea de a salva documentele pe categorii. Documentele scanate pot fi distribuite prin e-mail sau prin rețelele sociale. Dacă faci poze des, vei avea nevoie de VSCO.com. Aplicația are ceva asemănător cu Instagram. Poți face direct poze în ea, fără să fie salvate în telefonul tău. Apoi, te poți redacta. Interfața editorului este extrem de comodă, rapidă și practică. Are toate elementele necesare corecției fotografiei, inclusiv redactarea luminozității, saturației și contrastului. În plus, aplicația lucrează destul de rapid. Platformele de utilizare sunt pe iOS și Android. Ai disponibile o mulțime de filtre. Dacă nu-ți sunt de ajuns, le poți procura din magazinul aplicației. Poți cadra corect imaginea, îți poți aranja unghiurile imaginii, o poți tăia după dimensiunile necesare, poți redimensiona imaginea în totalitate și poți adăuga claritatea fotografiei. Dacă uiți ce ți-ai plănuit sau, ca mine, ai scris undeva, dar ai uitat unde, Sticky Notes ar trebui să-ți rezolve problema. Nu are nimic deosebit aplicația decât posibilitatea de a fixa notițele pe ecran. O faci prin intermediul widget-urilor telefonului. Îți alegi culoarea notițelor, amplasarea pe ecran, dimensiunea pe ecran, apreciezi că poți face un backup și dacă îți schimbi telefonul, notițele oricum rămân. Acestea au fost aplicațiile care le folosesc eu. Dacă ți-a plăcut videoul nostru, scrie-ne în comentarii ce aplicații utile folosești tu sau poate vrei să testăm pentru tine o aplicație. Cu voi a fost Andrei, baftă!